Bestsellerul scriitoarei de proză evanghelică Ligia Seman revine din nou în atenția publicului larg. Funile Dragostei, una dintre cele mai populare cărți ale autoarei, a fost tipărită la editura Cetate Deva în anul 2008. Autoarea impresionează prin capacitatea de a oferi o abordare practică a vieții, ce transmite adevăruri de mare actualitate. Concepută sub formă de roman, cu foarte multe dialoguri, povestea de iubire este pătrunzătoare, convingătoare, abundentă în conversații dinamice, vii și interesante. Însă, după ce a fost tradus și publicat în limba engleză, cu titlul Robes of Love, romanul a impresionat publicul pe 10 septembrie 2020, când a fost distribuit pe rețeaua celei mai mari televiziuni și edituri de carte creștină din Statele Unite. Tibien. Dar funile dragostei primește noi aripi. De data aceasta, romanul va fi transpus într-un scenariu de film, având-o ca autoare pe Elisabeta Parasca. Prin acest film, bazat pe mesajul credinței, cu toții avem ocazia de a fi picioarele, mâinile și gura pe care Dumnezeu le folosește pentru a aduce iertare și mântuire națiunilor. Astăzi există milioane de oameni, chiar în orașele noastre, care nu știu cu adevărat despre o iubire care duce la mântuire, a declarat Elisabeta Parasca. Regizat de un director american, filmul va cuprinde trei scene, însă costurile producției se ridică la 20.000 de dolari. Tuturor celor care s-au bucurat de această carte și au fost transformați de povestea ei, îi încurajăm să ajute acest proiect. Detalii suplimentare puteți găsi pe pagina de Facebook a scritoarei Ligia Seman. Robs of Love poate fi comandată de la editura TBN sau de pe Amazon.com.